Lucrarea de tămăduire a desfrânării vine imediat după lucrarea de tămăduire a lăcomiei, dat fiind faptul că desfrânarea este, ca și lăcomia, o patimă trupească, și face parte dintre patimile grosolane și primitive, împotriva cărora se cuvine să lupte omul în primul rând, dar și pentru că desfrânarea este nemijlocit legată de lăcomia stomacului care cel mai adesea duce la apariția ei. Tămăduirea desfrânării se face deosebit de greu. Ea cere multă tărie și strădanie și ia mult timp, după cum arată Sfântul Ioan Casian. A doua luptă, zice el, după predania bătrânilor, este împotriva desfrânării. Este un război lung și mai crâncen decât toate celelalte, Terminat cu biruință de foarte puțini. Războiul acesta este înfricoșător. Virtutea care se împotrivește desfrânării este castitatea, în sensul strict al cuvântului. Se pot deosebi două modalități de castitate: castitatea din cadrul monahismului, a celibatului sau a văduviei, sau castitatea din cadrul căsătoriei. Aceste două modalități diferite ca formă, urmăresc în fond același scop. Pe de o parte, să așeze în trupul și sufletul omului curăția, fără de care el nu se poate uni cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, să-i îngăduie omului să și îndrepte spre Dumnezeu, iar nu spre trup, toată dorința lui și toată puterea lui de a iubi. În cele ce urmează le vom analiza pe ambele. Castitatea monahală Se cuvine mai întâi de toate să amintim că din punctul de vedere al creștinismului, sexualitatea nu are niciun sens și nu se poate manifesta sănătos și firesc, decât în cadrul iubirii conjugale. Pentru aceasta, ea este a prioric exclusă din cadrul celibatului și al vieții monahale. De aceea, virtutea castității care, înțeleasă în sensul strict al cuvântului, se opune patimii de strânării, presupune și semnifică în acest cadru o totală abținere de la orice act sexuală și, mai înainte de toate, de la orice dorință sexuală. Acestea, sub orice formă, neputând fi considerate altfel decât ca patimă. Această abstinență totală presupune o înfrânare desăvârșită adică capacitatea de a stăpâni și a reprima de plin impulsurile și dorințele sexuale. În măsura în care sexualitatea este legată de reproducerea speciei, ea capătă forma unui instinct deosebit de puternic și adânc înrădăcinat în natura actuală a umanității, ceea ce face ca abstinența totală să fie în mod special greu de realizat și explică durata îndelungată și dificultatea luptei împotriva ei. Pentru că desfrânarea este o patimă pe care trupul o trezește și o împlinește, pentru tămăduirea ei este nevoie, în afară de acea grijă duhovnicească a sufletului și de stăpânire trupească. De aceea, pustirile, vegherile, munca istovitoare care mortifică trupul sunt pentru călugări mijloace esențiale de împotrivire la ispite, de înfrânare, de păstrarea curăției și de biruire, la acest nivel, a desfrânării. Prin acest tip de nevoințe se urmărește slăbirea trupului, lipsirea lui de prea plinul de energie care ar putea fi ușor îndreptată spre lucrarea patimii, dar fiecare dintre ele are un rost anume. Munca are rostul de a feri pe om de trândăvia care înlesnește apariția gândurilor pătimașe și a nălucirilor necurate. Prin privegherile de noapte se taie multă dormire, care și ea duce la desfrânare. În ceea ce privește postul, el este de cel mai mare folos de vreme ce mulțimea hranei aduce desfrânarea trupului. De altfel, din această pricină, lucrarea de tămăduire a desfrânării nu poate fi începută înainte de nimicirea lăcomiei stomacului, căci nu poate fi aceasta biruită înaintea celeilalte. Astfel, Sfântul Ioan Casian, vorbind despre anumite manifestări ale desfrânării, spune Doctorii duhovnicești, punând în discuție prima pricină a acestei boli, și-au dat seama că de obicei stă într-o hrană prea îndestulătoare. La aceste nevoințe trebuie adăugată ocolirea prilejurilor, care, practic, se face prin retragerea în singurătate. Este necesar să fie înlăturate chipul și materia care le ispitește, pentru ca pofta să nu încerce să se dezlănțuie, spune Sfântul Ioan Casianu iar în altă parte adaugă Această boală, desfrânarea, odată cu pedepsirea trupului și cu căința inimii, are nevoie de singurătate și de retragere din lume pentru a putea ajunge la o stare de desăvârșită sănătate după lepădarea primejdioasei firbințeli a patimii. Precum celor ce suferă de o numită boală, de cele mai multe ori este folositor să nu li se înfățișeze nici chiar privirii mâncăruri vătămătoare, ca nu cumva, numai văzându-le, să li se nască vreo poftă ucigătoare. Tot astfel ajută cel mai mult la alungarea acestei boli, mai ales liniștea și singurătatea. Mintea bolnavă, nemai fiind tulburată de chipuri felurite, ajungând astfel la o privire lăuntrică mai curată, va putea să dărâme din temelii cuptorul încins al poftei otrăvitoare. În lipsa singurătății este nevoie de o aspră pază a simțurilor, îndeosebi a văzului, care alături de pipăit este simțul care trezește cel mai lesne această patimă. Însă numai prin aceste nevoințe trupești, care sunt de mare ajutor și de care cel mai adesea, omul nu se poate lipsi, nu se poate ajunge la nimicirea patimii. Mai întâi, pentru că sălașul dorinței sexuale nu este numai trupul, ci și sufletul, sexualitatea omenească fiind nu numai de natură fizică, ci și psihică, dacă nu cumva chiar mai mult psihică. De aceea, împotriva desfrânării, omul trebuie să lupte în lăuntrul inimii, chiar mai mult decât pe plan trupesc. Vrășmașul, arată Sfântul Ivan Casian, ne atacă pe două fronturi. De aceea trebuie să îi se țină piept la fel pe două fronturi, fiindcă, așa cum își trage forțele din boala trupului și a sufletului, tot așa nu se poate obține biruința decât de cei ce luptă pe amândouă fronturile. Toți sfinții părinți spun răspicat că fecioria nu stă numai în înfrânarea trupească și că aceasta este lipsită de orice folos dacă sufletul rămâne bântuit de dorințe și năluciri necurate. Pentru că dorința nu vine de la trup, deși se face prin trup, castitatea trebuie mai întâi să se sălășluiască în inimă și în esență constă în curățirea inimii. Pentru că dorințele, gândurile pătimașe, nălucirile și închipuirile necurate se nasc în inimă, tămăduirea desfrânării se face în principal prin paza inimii. Astfel Sfântul Ioan Casian scrie: Lecuirea acestui viciu depinde într-adevăr mai ales de curăția inimii, de unde, precum se știe, iese izvorul vieții și al morții, după cuvântul lui Solomon. Păzește-ți inima mai mult decât toate, căci din ea nește viața. Căci carnea îndeplinește hotărârea și porunca acesteia. Această lucrare, care implică dreapta socotință și veghia plină de trezvie duhovnicească, constă, așa cum am văzut, în lepădarea gândurilor, amintirilor și imaginilor necurate de îndată ce se ivesc, când ele nu sunt decât simple momeli, pentru a ne feri de consimțirea și îndulcirea cu ele, ne lăsând patima să pătrundă în suflet și, în urmă, să pună stăpânire pe trup. Îndeosebin lupta împotriva acestei patimi, din pricina marii ei puterii, e mai de folos tăierea grabnică a gândurilor amăgitoare decât combaterea lor prin contrazicere, așa cum îndeamnă Sfântul Ioan Scărarul. Nu voi să răstorni pe dracul curviei cu dovezi și cu cuvinte de împotrivire, pentru că acela are bune temeiuri ca unul ce se luptă cu noi în chip firesc, Firește că paza inimii trebuie însoțită de rugăciune, mai ales de rugăciunea de un singur gând. Cele două lucrări fiind, așa cum am arătat, de nedespărțit. Atunci când rugăciunea de un singur gând nu este deplin statornicită în inimă, este de folos să o unim cu rugăciunea trupească, care ajută și ea la îndepărtarea acestei patimii. Celor care n-au dobândit încă adevărata rugăciune a inimii, mult le ajută chinuirea din rugăciunea trupească, adică ridicarea mâinilor, lovirea pieptului, privirea curată la cer, mulțimea suspinelor, plecarea necontenită a genunchilor, metaniile. Psalmodierea ajută și ea în lupta împotriva acestei boli. Prin rugăciune se cere mai ales harul dumnezeiesc, fără de care strădania omului de a birui această patimă este cu totul nevolnică și deșartă, lipsită de rod, vădindu-se astfel că fecioria este un dar al lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul spune că cel ce voiește să își biruiască trupul sau să se războiască din puterea sa proprie, în zadar aleargă. Și încă, nimeni dintre cei ce au agonisit neprihănirea prin nevoință să nu creadă că și-a agonisit-o singur, căci este cu neputință ca cineva să-și biruiască firea sa. Unde s-a biruit firea, acolo se cunoaște că se află de față cel mai presus de fire. Iar Sfântul Ioan Casian sfătuiește așa. Dacă ne este la inimă să ne întrecem în lupta spirituală după regulă, să ne silim cu toată încordarea minții să biruim acest duh întunecat, fără a ne baza pe puterile noastre, căci osteneala noastră omenească nu este în stare să o facă, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, căci va trebui să fie asaltat sufletul nostru de acest viciu mult timp până să ajungă a recunoaște că poartă un război mai presus de puterile sale și că biruința nu va putea dobândi prin propria lui osteneală și râvnă, fără a fi sprijinit de ajutorul și apărarea lui Dumnezeu. Suportând asprimile înfrânării trupești, conduși de experiență, învățăm că virtutea desăvârșită a neprihănirii se dobândește prin dărnicia harului dumnezeiesc. Încă alte două lucrări duhovnicești contribuie la tămăduirea omului de desfrânare și mai ales de ferirea de gândurile necurate pe care le trezește Ian citirea cu luarea minte a Sfintelor Scripturii și cugetarea la ele, pe care Sfântul Ioan Casian le trece în rândul leacurilor potrivite pentru bolile sufletului, ca și aducerea aminte de moarte, pe care Sfântul Ioan Scărarul o socotește, alături de rugăciunea de un singur gând, ajutătoare în tămăduirea acestei patimi. De asemenea, Sfinții Părinți văd în ascultarea față de Părintele Duhovnicesc, și în practicarea regulată a descoperirii gândurilor, mijloacele de stingere ale acestei patimi și de dobândire a neprihănirii. Așadar, spovedania deasă este de foarte mare ajutor în lupta împotriva desfrânării. Pentru că patimile se sprijină unele pe altele, tămăduirea desfrânării nu poate fi despărțită de vindecarea celorlalte patimi, îndeosebea celor care o înlesnesc, de aceea, lupta împotriva desfrânării trebuie însoțită în primul rând de războirea lăcomiei pântecelui, așa cum am văzut, dar și de lepădarea mândriei, a slavei de șarte, a judecării aproapelui, a achediei, de stingerea mâniei, de tăierea îndrăznelii față de orice om, a vorbirii de șarte și a iubirii de avuție, patimi de care ea este nemijlocit legată dar pentru că și virtuțile sunt legate una de alta, câștigarea nepătimirii se face prin lucrarea altor virtuți. Mai înainte de toate, să punem temelie adevăratei smerenii, pentru că, așa cum spun bătrânii, nu se poate ajunge la castitate până nu se va așeza în inimă umilința ca temelie puternică. Tot așa sunt de folos răbdarea și blândețea cu cât va înainta cineva în pace și în răbdarea inimii, cu atât va avea bune roade și încurățirea trupului, scrie Sfântul Ioan Casian, adăugând că nu va putea cineva să înnăbușe războaiele aspre ale poftei împotriva trupului, dacă n-a învățat să mânuiască întâi armele blândeții. Și puțin mai departe zice, răbdarea este un leac prielnic inimii. Semnificația desăvârșitei înfrânări monahale este dată de temeiul și menirea monahismului, adică de predarea de plină de sine înaintea lui Dumnezeu, alipirea de el și slujirea lui. Monahul nu se căsătorește pentru a nu avea altă grijă decât grija de Dumnezeu, pentru a-l putea dori și iubi numai pe el, din toată inima și din tot cugetul și cu toată puterea sa. Cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. Femeia nemăritată și fecioară poartă grijă de cele ale Domnului. Și unul și cealaltă sunt fără de griji de cele ale lumii, spune Sfântul Apostol Pavel. Din potrivă, cel ce s-a căsătorit se îngrijește de cele ale lumii, cum să placă femeii, și cea care s-a măritat poartă grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Iar dacă apostolul socotește că este bine pentru om să fie așa, spune aceasta ca să-i îndrepte spre alipirea de Domnul fără clintire. Am văzut că toți sfinții părinți spun că dorința sexuală nu a făcut parte din firea originară a omului și nu ține în mod esențial de ea, ci este o consecință a căderii în păcat după ce Adam și Eva nu și-au mai îndreptat dorința lor numai spre Dumnezeu. Fecioria, spune Sfântul Ioan Damaschin, este dintr-un început și dintr-un început a fost sădită în firea oamenilor. În rai domnea fecioria și, așa cum arată Sfântul Ioan Gură de Aur, Adam și Eva în rai duceau viață îngerească. De aceea, Sfinții Părinți văd în feciorie un mijloc de redobândire de către om a firii sale din starea paradisiacă, stare care îl face asemenea îngerilor și preînchipuie viața cerească, potrivit cuvintelor Domnului: La înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iată pentru ce starea de feciorie nu numai că are cu una întâietății în timp, ci și, fără putință de tăgadă, este mai presus de căsătorie și cu totul de săvârșită. Dar aceasta nu înseamnă cât uși de puțin că în creștinism se condamnă sau se disprețuiește căsătoria. Sfinții părinți, lăudând măreția fecioriei și a înfrânării monahale, nu uită să cinstească valoarea căsătoriei, pe care însuși Hristos a sfințit-o prin prezența sa la nunta din Cana, unde a și făcut prima lui minune din viața sa publică. Este denotat că majoritatea scrierilor patristice referitoare la feciorie, cuprind alături de laudele aduse acesteia, apărarea căsătoriei. Totuși, dacă ei privesc căsătoria ca bună și chiar sfântă, întotdeauna spun că fecioria este mai bună, constatând că ea aparține totuși numai unei elite. Nu poate fi o osândit cel care se căsătorește, spune Sfântul Ioan Gură de Aur dar îi se poate spune că rămâne într-o stare mai modestă. Însuși apostolul recomandă căsătoria ca un pogorământ celor care nu pot să se înfrâneze, ca mai bună decât să ardă și pentru a se feri de desfrânare. El îi sfătuiește astfel pe cei căsătoriți. Să nu vă lipsiți unul de altul decât pentru un timp cu bună învoială, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, iar apoi să fiți iar împreună, ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Iar Sfântul Ioan Damaschin spune și el în același sens, Bună este căsătoria din pricina destrăbălărilor. Căsătoria le curmă pe acestea și nu îngăduie furiei poftei să fie mânată spre fapte nelegiuite, din pricina împreunării legale din căsătorie. Bună este căsătoria pentru cei care nu se pot înfrâna, dar a mai bună este fecioria deoarece cultivă nașterea de copii ai sufletului. Se cuvine totuși să arătăm că celibatul și castitatea monahală nu au nicio valoare dacă nu îi sunt închinate lui Dumnezeu și dacă nu au ca scop o unire mai deplină cu el. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur arată că fecioria nu este un bun prețios în sine, și că valoarea ei stă în scopul pe care îl urmărește. Ea este stearpă și lipsită de rod pentru păgâni, de vreme ce nu o dedică lui Dumnezeu. Ea îi înfirează cu asprime pe cei pentru care ea nu este decât un mijloc de a scăpa de greutățile căsătoriei, iar nu slujire a unirii cu cerul, spunând chiar că în acest caz. Fecioria este mai nerușinată decât desrăbălarea. Așadar, fecioria nu este prețuită pentru ea însăși, ci în măsura în care îi permite omului să se dăruiască de plin lui Dumnezeu. Vorbind despre feciorie, Sfântul Ioan Gură de Aur arată că desăvârșirea ei stă mai puțin în curăția trupească decât în faptul că ne face liberi să ne consacrăm viața lui Dumnezeu și să ne dedicăm pietății adăugând că cei care depun votul castității nu își propun numai să rămână neprihăniți, ci mai ales să se îndeletnicească numai cu lucrurile duhovnicești, dedicându-se cu totul slujirii lor. Fericitul Augustin le îndeamnă astfel pe fecioare. Hristos să ia în inima voastră locul pe care n-ați voit să-l dați căsătoriei. Căsătoria apare deci ca o stare inferioară fecioriei numai în măsura în care ea nu-i îngăduie omului o asemenea a fi rosire de plină lui Dumnezeu, dorința și puterea de a iubi ale omului ne putând fi îndreptate către el. Virtutea ne devine mai puțin la îndemână în căsătorie, întrucât grija pentru soție și copii oprește sufletul nostru din năzuințele sale către cer și l aduc cu sila la îndeletnicirile pământești, arată Sfântul Ioan Gură de Aur. Castitatea conjugală Natura castității la cel căsătorit se deosebește în parte de cea care îi este proprie celibatului. În timp ce aceasta din urmă implică o înfrânare totală, în cadrul căsătoriei creștine în virtutea caracterului ei strict monogam, înfrânarea ca atare se referă la manifestările sexuale extraconjugale, simpla dorință constituind deja adulteră. Mântuitorul a spus, Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu să adulteră. Eu însă vă spun vă că oricine se uite la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Tămăduirea sau ferirea de desfrânare, la acest nivel, presupune punerea în lucru a unora dintre mijloacele descrise mai înainte, îndeosebi paza ochilor și mai înainte de toate paza inimii, căci, dinăuntru, din inima omului, ies cugetele rele, desfrânările, adulterul, nerușinarea și toate celelalte, spune Mântuitorul. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Hristos, făcând vădit rolul primordial al dorinței, ne arată și mijlocul prin care putem scoate răul din rădăcină. Nu numai răul văzut, dar chiar rădăcina răului ne învață Hristos să o tăiem. Și pentru că rădăcina preacurviei este pofta nerușinată, Domnul mostră nu numai adulterul, ci și pofta. Doctorii fac răspunzătoare pentru boală înseși pricinile bolii. Tot așa face și Domnul. Desfrânarea însă nu este în niciun fel legată de unirea conjugală în sine, ci din potrivă. Aceasta este un mijloc de a se feri omul de desfrânare. Majoritatea Sfinților părinți văd în căsătorie, pentru cei care nu se pot înfrâna, un leac împotriva desfrânării. După unii, acesta și este unul dintre rosturile ei. Acest punct de vedere urmează într totul învățăturii Sfântului Apostol Pavel. Din pricina desfrânării, fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Să nu vă lipsiți unul de altul ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun, bine este pentru ei să rămână ca și mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă. Casitatea conjugală despre care vorbesc părinții, urmând apostolului care îndeamnă, cinstită să fie întru toate nunta și patul nespurcat, nu înseamnă abstinență sexuală. Legătura sexuală ține în mod esențial de căsătorie, Apostolul Pavel o spune foarte limpede. Bărbatul să-i dea femeie iubirea datorată, asemenea și femeia bărbatului. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Asemenea, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, și iarăși să fiți împreună. Înfrânarea așa cum vedem din sfatul apostolului Pavel, își are un anume loc al său în cadrul vieții conjugale, dar numai pentru un timp și în vederea împlinirii unor cerințe duhovnicești foarte precise. Sfântul Grigorie de Nisa chiar spune că cel prea înfrânat își chinuiește conștiința, cum stabilește apostolul, și se scârbește și de căsătorie ca de o desfrânare. Există cu adevărat o legătură conjugală castă. Este cu putință să te folosești cu un pătat de căsătorie. Și unii au făcut copii, trăind în înfrânare cu femeile lor, scrie Clement Alexandrinul, spunând despre cei care denigrează legătura conjugală. Cum vor scăpa, dar, de spurcăciune, cei care spun că este spurcată căsătoria, când ei s-au născut tot din căsătorie? Tot el arată că viața duhovnicească și căsătoria sfințesc legătura trupească. După părerea mea, este sfântă sămânța celor Sfinți. Nouă trebuie să ne fie sfânt nu numai Duhul, ci și purtarea și viața și trupul. Sfinții părinți spun adeseori că legătura trupească nu este rea în sine și că totul depinde de felul în care se face uz de ea. Când lucrarea este bună și curată, ceea ce se face este în cele din urmă bun. Și este rău când ea este rea și lipsită de rânduială, scrie Metodiu de Olimp. Iar Ava Dorotei spune că și în căsătoria legiuită și când desfrânează omul, același este lucrul care se face, dar se deosebește după cugetul cu care se face. Am văzut, analizând patima desfrânării, că ceea ce o caracterizează este abuzul de sexualitate, constând în folosirea ei de dragul plăcerii. Or, se poate vorbi în cadrul căsătoriei despre o pervertire a acestei funcții, care, prin fire, este destinată procreerii și care trebuie să fie, fundamental, o manifestare a iubirii pe care soția și soțul o au unul pentru celălalt, în strânsă legătură însă cu celelalte modalități de unire a lor, îndeosebi cu latura duhovnicească a acestei unirii. Tămăduirea desfrânării și dobândirea castității pe acest plan trebuie să se facă deci, mai înainte de toate, prin întoarcerea la această menire firească și normală a legătorii trupești dintre soți. Cel din tâi principiu pentru soți trebuie să fie aceasta. Să nu se unească în vederea plăcerii simțurilor, să nu facă din desfătare scopul și obiectul legăturilor lor. Ei trebuie să vegheze să nu se lase stăpâniți de plăcere, să nu și lipească inima de ea, să nu o caute și în cele din urmă să nu mai fie în niciun chip atrași de ea. Cât timp simțim că suntem mânați de pornirile trupului, vom ști că n-am ajuns încă pe culmile castității, scrie Sfântul Ioan Casianu. Aceasta nu înseamnă refuzul și excluderea plăcerii legate în chip firesc de legătura trupească, ci nealipirea de ea, refuzul de a face din ea un absolut al vieții în doi. Plăcerea este doar o consecință a legăturii dintre soți, un asupra de dar. Legătura trupească în care nu se cuvine să se urmărească desfrânarea, Trebuie să-și găsească locul firesc în cadrul mai larg al iubirii pe care soții o au unul pentru altul, înfăptuind pe plan trupesc o unire asemănătoare celei care se împlinește între sufletele lor și care duce la unirea lor de plină, prin care, potrivit cuvântului scripturii, ei devin un trup și un duh. Casitatea conjugală presupune ca unirea trupească. Să nu fie nici ceva absolut, nici unicul lucru important în sine pentru cei doi soți, ci să fie parte a unirilor mai profunde, sufletești, de care depinde totul, și, mai mult, să fie slujitoare supusă a unirilor duhovnicești. Cu privire la acest subiect, Sfântul Vasile al Ancirei scrie următoarele. Atunci când partea rațională a Sufletului este prima care ține Sufletele sub domnia ei, și mai întâi le unește printr-o legătură întemeiată pe cele ce sunt de mai mare însemnătate, este firesc ca această unire a lor să se însoțească de unirea legiuită a trupurilor în care locuiesc ele. Dar când Sufletele urmăresc în primul rând altceva, iar trupurile, căutând plăcerea și îngrijindu-se numai de ele, unesc două suflete numai pentru a le pune slujba patimii care le frământă. Faptul că sufletele sunt târâte de viciile trupului face nelegiuită unirea trupească. De asemenea, castitatea conjugală presupune ca omul să nu fie stăpânit de poftă și mânat de pornirile trupului, iar unirea trupească a soților să nu se facă din pricina lor. Astfel, Clement Alexandrinul dă acest principiu, să nu facem nimic mânați de poftă. Unirea soților nu trebuie inspirată de instinct, manifestare impersonală a naturii biologice, nici de dorință, ci de iubire. În acest sens, castitatea conjugală presupune o anumită înfrânare care constă într-o permanentă stăpânire de sine, pentru a înfrâna mișcările instinctuale, pentru a potoli dorințele și a se feri de orice gând sau închipuire lipsite de curăție. Astfel, Sfântul Grigorie de Nisa îi îndeamnă pe soți să se folosească de căsătorie cu cumpătare și măsură, cu multă grijă și înfrânare, iar Sfântul Grigorie de Nazianz arată că se cuvine să fie cumpăniți și să nu-i dea prea multă libertate trupului. Această cumpătare este necesară pentru ca unirea soților să nu devină un simplu mijloc de satisfacere a dorințelor și pentru ca persoana și libertatea fiecăruia dintre soți să fie respectate și, de asemenea, pentru ca omul să nu devină cu totul numai trup și sânge, încetând astfel de a mai da întâietatea cuvenită Duhului în viața sa. Căci nu este mică primejdia, arată Sfântul Grigorie de Nisa, ca omul amăgit degustarea de sfătării, să nu mai prețuiască vreun alt bine în afară de cel pe care l-a simțit cu trupul, în oarecare chip pătimaș, și să nu devină cu totul trupesc, abătându-și cu totul mintea de la dorința bunurilor duhovnicești, alungând de la el toată plăcerea care vine de la ele." ajungând iubitor de desfătări mai mult decât iubitor de Dumnezeu. Sfântul Părinte arată că mai ales puterea obișnuinței îl alipește pe om de voluptate și dă ca pildă faptul că mulți oameni, odată dobândită o asemenea plăcere, după ce și-au întors toată puterea dorinței lor spre asemenea lucruri și și-au abătut năzuința minții de la realitățile dumnezeiești, îndreptându-o spre ele, și-au deschis larg sufletul pentru patimii, până când orice pornire spre cele de sus a încetat cu totul, iar dorirea lor a secătuit, curgerea ei fiind îndoarsă spre patimi. De aceea el dă această regulă de conduită. Iată ce știm cu privire la căsătorie. Se cuvine să se dea întâietate grijii pentru lucrurile dumnezeiești și pentru dorirea lor. Într-adevăr, desfrânarea îl desparte pe om de Dumnezeu. Din potrivă, rostul castității este de al uni din nou pe om cu Dumnezeu. Castitatea este apropierea desăvârșită de Dumnezeu, scrie Sfântul Ioan Scărarul. În vreme ce, prin desfrânare, dorința se desprinde de Dumnezeu și de realitățile duhovnicești și se îndreaptă spre realitățile trupești, căutând plăcerea legată de ele, unul dintre scopurile esențiale ale înfrânării și ale curăției trupești este de a o întoarce la menirea ei normală și firească, adică la dorirea lui Dumnezeu. Căci atunci când am studiat această putere a Sufletului, am văzut că ea nu se poate îndrepta spre obiecte diferite decât dacă se împarte între ele, lipsind pe unul de ceea ce îi dă celuilalt. Înfrânarea și curăția trupească în căsătorie au mai ales rolul de a stabili o anumită economie a dorinței, pentru ca ea să nu se îndrepte spre sexualitate într-atât încât să-și sleiască toată puterea, părăsind realitățile duhovnicești care sunt esențiale. Toate acestea ne fac să înțelegem că tămăduirea desfrânării și dobândirea curăției trupești constau de fapt în convertirea dorinței, astfel ca iubirea duhovnicească să ia locul iubirii trupești. Așa putem înțelege cuvintele Sfântului Ioan Scărarul. Curat este cel ce a respins de la sine dragostea prin dragoste și a stins focul material prin focul nematerial. De aceea, spune el, dragostea trupurilor să-ți fie echipa al dragostei de Dumnezeu. Iar în altă parte, Fericit este cel care are față de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care îl are îndrăgostitul nebun față de iubita sa. Și încă, am văzut suflete necurate stăpânite nebunește de dragostea trupurilor, dar luând din cercarea dragostei pricină de pocăință, au întors aceeași dragoste spre Domnul și, sărind îndată peste orice frică, s a altoit fără sațiu în dragostea de Dumnezeu. De aceea și Domnul a zis despre acea păcătoasă că nu s-a temut, ci că a iubit mult și a putut schimba cu ușurință dragostea cu dragoste. În viața conjugală, desfrânarea înseamnă iubirea celuilalt în afara lui Dumnezeu, iubirea pur carnală, adică opacă la energiile dumnezeiești. Din potrivă, curăția în căsnicie înseamnă iubirea celuilalt în Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu în celălalt. Curăția transfigurează iubirea celor doi, o urcă la înălțim duhovnicești, unde ea devine cu totul transparentă față de Dumnezeu, căpătând un sens mistic și împlinind, în chip analogic, taina iubirii lui Hristos pentru biserică, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Efeseni, care se citește la slujba cununiei Bărbaților iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este. Iar eu zic, în Hristos și în biserică. Despre castitate, fie monahală, fie conjugală, nu se poate spune că a fost cu totul dobândită decât dacă a devenit o obișnuință de toată vremea. Dacă nu mai trebuie să ne luptăm pentru ea, și dacă este însoțită de o liniște netulburată. Aceasta este castitatea desăvârșită, care, nu luptând împotriva dorințelor trupești, ci respingându-le cu tot disprețul, își păstrează curăția neîncetat, neîntinată și neatinsă, spune Sfântul Ioan Casian. Unul dintre semnele prezenței sale este privirea fără patimă și cu inimă curată a lucrurilor care pot stârni patima. Sfântul Ioan Scărarul spune că este cast cel care a dobândit o desăvârșită nesimțire față de deosebirea dintre trupuri și conchide, aceasta este regula și definiția desăvârșită a atot curatei curății să fie cu aceeași stare de suflet față de trupurile însuflețite și neînsuflețite, cuvântătoare și necuvântătoare. Și tot el exclamă, fericit cu adevărat este cel care a câștigat o desăvârșită nesimțire față de orice trup, culoare și frumusețe. În Hristos nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, adică dispare deosebirea dintre sexe nu numai ca principiu de despărțire, de opoziție, de dominare, ci ca sursă a dorinței senzuale și a patimii. Celălalt este văzut în realitatea sa fundamentală, de persoană care are sădită în natura ei, chipul lui Dumnezeu. Devine icoană a lui Dumnezeu, transparent pentru el, prilej de al slăvi. Sfântul Ioan Scărarul dă mărturie despre treapta cea mai înaltă a acestei virtuți. Mi-a istorisit cineva o pildă foarte înaltă de curăție. Văzând cineva, zicea, o frumusețe deosebită, slăvea foarte pe făcătorul din acest prilej și numai de vederea ei era mișcat la iubirea lui Dumnezeu și izvorau lacrimi. Și era lucru cu totul minunat să vezi că lucrul care pe altul l-ar fi făcut să cadă, acestuia îi dăruia una virtuții. Unul dintre roadele curăției este liniștirea și lipsa de tulburare a inimii. De asemenea, ea desfințează încordarea și dezbinarea dintre trup și suflet, stabilindu-le armonia. Castitatea este ușa iubirii. Fără ea nu se poate ajunge la cunoașterea duhovnicească. Virtutea curăției se vădește a fi pentru om izvor de sfințire. Prin ea, Duhul Sfânt și Hristos se sălășluiesc în inima omului, făcându-l asemenea îngerilor și chiar asemenea lui Dumnezeu. Curăția trupească este izvor de bucurie duhovnicească, de nespus și mai presus de plăcerile trupești pe care le-a părăsit pentru ea cel care a câștigat-o.